3 zile în greva foamei, de 3 zile stăm aici la Timișoara, tot la fel, nu ne bagă nimeni în seamă, plătim niște impozite, noi suntem români, nu suntem băgați de noi în țară, în seamă, da? Plătim niște impozite care pot să vin să vă justific, 224.750 care am plătit, niște impozite care am lucrat 14-18 ore în fiecare zi, sâmbătă, duminică, Crăciun, Revelion și Paști. Și sunt o pierdere de 35.000 de lei, lucrând zi de zi. Nu mi se pare normal ca un ride-sharing, ca să ne ia niște banii pur și simplu și curse să meargă dumping. Nouă, pe noi, deci, suntem terminați din toate punctele de vedere. Am plecat de la București din cauza că am o familie, 3 copii, care mama iară în pensie și trebuia să vin să fac cumpărături pentru maică-mea, că n-are cine să facă. Asta, la asta am ajuns, ca să nu putem să stăm, nu putem să lucrăm, să nu facem bani. Ajungem după o lună de zile să rămânem cu 1000 de lei. Am ajuns mai puțin decât pensia lui maică-mea. Asta, cu asta rămânem noi în mână, după o lună de zile, 30 de zile de muncă. Cât vreți mai sta în greva foamei? Până se vor rezolva problemele. Veți mai rezista? Da, vom rezista. Dacă nu... Câte zile este acolo la București în greva foamei? 3 zile primoară, 6 zile aici, din care 3 în greva foamei și aici de 2 zile la 3-a zi. Sunt declarațiile șocante ale unui taximetrist care a ajuns să facă greva foamei pentru a fi ascultat. Ca el sunt mulți alții care din disperare nu au mai mâncat nimic de zile bune. Situația este una alarmantă, spun șoferii de taxi. Deși mulți au leșinat la propriu de foame, nu au fost băgați în seamă de nimeni, spune un alt taximetrist intrat în greva foamei. Eu ca și cetățean al acestei țări, în 6 zile de greva foamei, nu m-a băgat nimeni în seamă. M-a venit ambulanța, m-a luat de 3 ori. La sfatul medicilor aseară am venit înapoi acasă, împreună cu colegii mei, dar azi voi continua în Timișoara să fac greva foamei. Cât va fi nevoie? Este ceva de nedescris. V-a venit mai mult umilința la care spuneți că ați fost... Este o umilință care se simte și în ultimul oșor al omului. Nu au cum să declare pe față că se face fraudă, iar ei la aceeași masă să nu recunoască. Taximetriștii spun că nu se lasă și vor continua seria protestelor până când vor fi ascultați și li se va da ceea ce cer.